asta nu fuge. Cei 9 tineri din Mioveni au vandalizat mobilierul stradal din centrul orașului noaptea după ora 1. Patrula poliției locale n-a mai prins pe nimeni pentru că tinerii au fugit imediat cu 3 mașini. Au fost văzuți însă de câțiva localnici. Seara târziu, călare pe ele, grămadă pe fundul, pe bănci, pe sus. Asta este. Deci, nu știu cine se poate ocupa de așa ceva. Ori poliția comunitară nu o vedem pe aceea, dacă o vedem o dată pe zi. Mai mult, după ce au văzut imaginele de pe camerele de supraveghere din oraș și au aflat numerele mașinilor cu care tinerii au fugit, edililor le-a fost ușor să-i găsească. Unii dintre ei au ajuns la poliție și au dat declarații. De ce ați încercat să distrugeți? Nu am încercat, nu asta a fost interesul nostru. Stăteam și vorbeam, discutam și ne-am împins unii cu alții. Foișorul fiind șubred, alții poate tot ca noi au făcut același lucru, dar noi s-a rupt. Cei 9, între care 7 băieți și 2 fete, au luat amendă și vor plăti și prejudiciul. Dimineața, la prima oră când am venit și am văzut această căsuță distrusă, am întrebat un pensionar și zice că aseară la ora 10:30 ar fi văzut 6-8 tineri cu vârste între 16 și 18 ani, care le-a atras atenția și le-a zis ce se întâmplă la această căsuță, a zis că este, le aparține și dumnealor și că nu are niciun drept să-i tragă la răspundere pentru că e drept comun, este bun al tuturor și ei fac ce vor aici. Teribilismul din ziua de asta al tineretului s-au jucat și din joacă a rezultat distrugerea mobilului stradal. Cei de la primărie se confruntă zilnic cu distrugerea mobilului stradal, a coșurilor de gunoi și a plantelor ornamentale. Zilnic adună din oraș bănci distruse, căsuțe stradale vandalizate, coșuri de gunoi distruse. Deci zilnic aceleași probleme. Primăria din Mioveni a cumpărat 40 de foișoare stradale pentru care s-au cheltuit aproximativ 80.000 de lei din bugetul local.